Halache, informație de ultimă oră. Vă spuneam că Ancuța Cârcu, despre care se știe că ar fi membru al AUR, s-a cerut arestarea ei. Doamna Ancuța Cârcu este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, doamnă! Mulțumesc pentru intervenție. Ce, în primul rând, lămuriți această problemă? Sunteți lider AUR sau nu? Doamnă, sunt lider AUR. Chiar acum îi dau un număr de telefon la cel care m-a primit în AUR. Și acolo unde sunt eu, lider AUR, sunt la organizația din Galați, unde sunt prim vicepreședinte și membru AUR cu adeziune semnată. Am pus respicat și spun, nu mă interesează cei de la AUR care se dezic, pentru că am vorbit și cu Claudiu Târziu când am avut o emisiune televizată și am avut acceptul dânsului și eu nu insist acum cu AUR să mă vadă sau nu. Ca aceeași problemă deci am avut și în adeziune. PRM. Aveți o adeziune la partidul, doamna adeziune. Cărbun. Dacă îmi dați un număr de telefon, vă trimit. Dacă îl sunați pe președintele filiale care a făcut, iată, cum îi spune... Haideți să lămurim și acuzațiile care vi se aduc, doamnă, că ați fi ajutat proxeneții prin cluburile dumneavoastră pe care le aveți în Tenerife și Madrid. Doamnă, nu știu cum să vă spun și nu știu cum să vă explic. Întotdeauna am susținut și susțin femeia. Pe mine, dacă un bărbat mie îmi ridică vocea, rămân două lucruri. Unul ripostez sau două îmi mă duc. Deci eu nu accept ca o femeie să stea la înjurii, la bătăi și astfel de lucruri. Mi se spune că eu am determinat două angajate de ale mele și le-am pus localul meu luxos la dispoziție, cum că acolo, cu permisiunea mea, că eu îl controlez. Eu administrez un local care mi-a rămas de la fratele meu mort. Eu nu mă ocup cu așa ceva și toți vor vedea că sunt nevinovată. Sunt indignată însă din faptul că, iată, sunt pusă acolo în același dosar, adică nu același dosar. Doamna, la dumneavoastră știați ce se întâmplă în clubul dumneavoastră dacă au loc astfel, doamnă, de activități? Acolo la mine nu există ceea ce se spune. Acolo îi consumație, fake client, cum se zice, adică vine clientul, plătește băutură la fete care are cu mine jumătate. Restul nu mă interesează ce fac fetele după program, pentru că eu nu contorizez păsărica nimănui, niciodată. Eu nu fac așa ceva. Eu la localul meu mă duc din 4 în 4 luni. Eu nu determin. Mie îmi pare foarte rău că am ajuns într-un dosar deci, noastră, unde ce spuneți acum nu era este nevoie. Că nu știați ce fac angajatele dumneavoastră, care angajate, dacă făceau prostituție, așa cum spun procurorii, o făceau nu cu știința dumneavoastră, nu în localul dumneavoastră. Nu există, pentru că eu acolo am separee. Nu există așa ceva. Separee pe pentru asta, ce, doamnă? Pentru ce aveți separee? Separe, îi cumperi o șampanie și te așezi pe, cum îi zice, o canapea. Te așezi într-un separeu ca să poți, probabil, dansa, probabil râde, probabil întreține deci o conversație sau o anumită atmosferă, doamnă. Atmosferă spre sexy, doamnă? Vă întreb ca să înțelegem ce se întâmplă este în un local. Fel de karaoke unde karaoke. Clientul plătește o șampanie și stă de vorbă cu fata. Din momentul acolo fetele au contract, au tot ce ține de respect de plătit la Securitate Socială, la stat, are comision și, bineînțeles, rezidență, că nu poți să ai. Se aduce la vedere cum că fetele, din a căror lucruri spun ei dânsii, au practicat probabil în alte localuri. Nu știu că nu ține de mine aceste lucruri. Repet, sunt peste 20.000 de file, iar eu am doar două, iar eu am doar 5 conversații. Un dosar mare, proxeneții de Tenerife. Dumneavoastră ați văzut probele care vi se... Nu, doamnă, nu dezinformați opinia publică. Nu este proxeneții de Tenerife. Noi suntem 9 persoane așa. Unde ei zic, dar eu nu-i cunosc nici de departe procurorii și nici de aproape. Asta, eu doamnă. Cunosc doar două angajate, care la mine una lucrează de 6 ani și una lucrează de 4 ani, iar eu nu le-am putut prostitua în ultimul an. Nu suntem nebuni. Să înțelege că e o făcătură acest dosar și voi demonstra public că dacă eram periculoasă și eram de închis de ieri, eu acum nu veneam, iată, în România cu acest COVID, cu băiețelul meu, am calculat că 10 zile voi sta în carantină ca să pot să explic opiniei publice, pentru că totuși a 200.000 de fani pe Facebook și eu vorbesc despre femei, am susținut și voi susține femeia. Astăzi, cum să vă spun, s-a judecat propunerea de arestare formulată de către parchetul Turda. Având... Ei au avut nevoie de timp, știți că trebuia să se spună în data de 3, pe urmă să spună data de 5, trebuia să spună la ora 10, trebuia să spună la ora 1 și să spună la ora 3. Eu nu mă gândeam că aceasta poate să fie o arestare pe numele meu și că ei m-au băgat în aceeași clocă.
Vă predați, doamnă? Sunteți în țară, înțeleg, ați venit? Sunt în țară, acum sunt în Drebrișoara, am venit ca să-mi sărut copilul, să-i pup fruntea, să iau energie de la băiețelul meu, că am un băiețel de 2 ani și 9 luni, să-mi pregătesc valiza și să plec. Pentru că nu credeam, doamnă, sincer, că în statul de drept România cineva mai poate fi privat de libertate fără nicio probă, doamnă. Doamna Cârcu, dumneavoastră, dacă aveți acest club unde se fac și aceste activități de relaxare, cum le-ați spus, în separee... Doamnă, nu este activitate de relaxare. Pentru dumneavoastră, club aici înseamnă bordel, pentru că e vorba de emancipare, e vorba de mentalitate, e vorba acolo, e club VIP, e club de discotecă, club în general, m-ați înțeles? Eu, programul meu este până la 11 noaptea, dacă vi se pare că am un program mai lung și trebuie să se stea toată noaptea, mergeți la alte clube, cluburi unde scrie club de naturaleza sexual. Am înțeles, tocmai de asta vă întrebam, ca să înțeleagă telespectatorii noștri exact speța. Da, trebuie avut răbdare cu telespectatorii, dar nu trebuie să insistăm, pentru că eu nu mă preocup ce crede lumea, eu mă preocup ce crede Dumnezeu, eu nu insist. Tocmai de aceea vă întrebam dacă ați discutat și cu fetele acestea. Da, am discutat cu fetele. Așa. La fete li s-a schimbat viața. La fete, tot ca și mine, s-a spart ușa. Au intrat mascați și cu nu știu ce Interpolul, pește prăjit, ca să demonstreze nu știu ce. Mie mi s-a luat aur, bani, facturi. Au intrat și la clubul meu, la clubul care încă, sigur, deși l-am dat în data de 13, i-am spus domnului proprietar să-mi permită să-l deschid eu pentru polițiști, pentru că sunt niște acte atenție care mi se dedică mie. Am deschis localul Paradise din Tenerife, iar poliția, cei 12, au intrat și nu au găsit nimic decât o curățenie exemplară și cu nominile fetelor. 20, 30, 60 de fete. Așa, bine, acum nu, că sunt 7-8, pentru că e cu COVID, o trebuie să renunț la foarte multe fete și băieți am barmani. Așa, și când au fost acolo, au luat doar nominele. La un moment dat i-am întrebat, voi nu știți ce căutați? Ei nu știu ce caută. Noi plătim niște polițiști care nu știu ce caută, doamnă. Da, este opinia dumneavoastră acum, vă apărați. Ce... Nu mă apăr, doamnă, nu mă apăr, că o să mai vorbim, o să ne vedem frumos, superbi, așa cum suntem și încă vă tinere, vitale. Acolo vă întrebam... o să vin în studio și o să vedeți. Așa, doamnă, vă întrebam, pentru că sunt acuzații foarte grave pe numele dumneavoastră, că ați traficat fete. Dacă există mărturii ale acestor fete, dacă fetele nu există, dumneavoastră, doamnă, mărturii au spus... niciunei fete. Ei au dedus cum că una dintre fete are un iubit. Nu am crezut niciodată acest lucru până ce avocatul meu, Râșniț Alexandru, mi-a spus cum că în conversații sunt anumite discuții. Eu nu pot să deduc nimica. De ce? Pentru că acele fete sunt fete extraordinare, sunt fete care și-au îndeplinit serviciu, au venit, sunt fete cu rezidență, sunt fete frumoase de o credibilitate aparte. Deci pe mine mi s-a interceptat telefonul din data de 15.1.2020 până în 1.2021. Deci dacă aceste fete, iată, lucrează la mine de 6 ani, eu nu puteam să le prostitez în ultimul an. Că nu suntem nebuni la cap. Unu și doi, dacă ei spun că e o filieră de fete și vin și pleacă și eu am de aceleași fete, de una de 10 ani, de 12 ani, de 6 ani, de 4 ani, cum vin și pleacă? Că n-am înțeles. Sunt clanuri care trebuie să fie descoperite. Eu nu-i cunosc. Dacă eu am 4 conversații cu fetele mele angajate și nici o conversație, atenție, pe niciun bărbat și niciun bărbat spre mine, nu mi s-a folosit numele și nici numele localului meu decât cu fetele, angajatele mele, două. Atunci vă întreb, cum este posibil așa ceva? Pentru că în Tenerife sau în Spania, nimeni nu te arestează ca și o mama unui copil sau a 10, cât o fi, pe 2 mesaje. Trebuie să ne trezim. Eu nu mă așteptam așa ceva și cred că în raport de mine nu s-a comis vreo eroare judiciară și vedem. Pur și simplu am fost tratată la pachet, iată, cu ceilalți inculpați, fiind toți arestați fără nicio diferență. Da, doamna Cârcu, așteptăm să vedem și motivarea, pentru că spuneam și procurorii spun că au anumite probe. V-am ascultat, mai revenim de câte ori vedem și informații noi. Mulțumesc, doamna Ancuța Cârcu. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem imediat.